și la Mircea Badea, care este la Radio Zoo. Bună seara, Mircea! Bună seara! De... Vezi că dacă mă enervezi, eu scot tricoul de pe mine și dau cu el. Hai! Deci... așa faci, dau cu el, că mă enervezi! Dar de ce? Pentru că sunt neamț. Eu mai înainte, mai înainte. Și e lucru bine făcut sau ce sunt? Dar cum era aia? Când ești la Roma, faci ca romanii, nu? Da. Dar când ești la Paris, faci ca francezii? Nu știu, habar n-am. Parizienii. Oricum, mie mi-a plăcut. Adică stai să nu se înțeleagă, eu sunt fan, love. Îmi place. Love? Sau cum se... Libe! Libe, cum se zice în nemțește. Da. Libe, că eu sunt fan, adică domnul Iohannis, și mi s-a părut că e Charlie. Adică a fost omul, domnule, asta a simțit, asta a făcut. Care este problema? Adică, domnule, a fost Charlie sau ce? A fost. Păi, asta vreau să spun. Și altfel mi-a umplut de lacrimi, dar nu mai știu ce mi-a umplut de lacrimi. A, ochii mi-au umplut de lacrimi, da. Cine? Comunicatul DNA în care ne explică de ce n-au făcut ei nimic timp de 3 ani. Da. Pocnit pe ei așa revelația divină, că stai să vezi că, de fapt, dosarul e despre Udrea. Da. Dumnezeu este ceva absolut fabulos. Adică eu n-am mai văzut... E pixelul albastru, de fapt. De fapt, am mai văzut. Este de la tăticul lor, de la tăticul DNA-ului Traian Băsescu. Da, care, știi, că a jurat și cu mâna pe Biblie că nu l-a lovit pe copil cu pumnul în plex. Doar era limpede că l-a lovit în gură. Deci, exact așa a făcut și DNA-ul. Dom'le, pixelul albastru, nu e... Cum? Nu. Pixelul albastru. Era foarte greu de probat, a zis. Era, era greu de probat, dar dintr-o dată ai văzut ce ușor a fost? Da. Deci a fost greu până când a fost ușor. Săracul domn Tolontan... Îi rugea cu cerul și cu pământul de vreo 2 ani de zile. Că... Să bage puțin și pe Udrea în dosar. Să bage... Probabil că și-a nu citesc gsp.ro. Să bage în dosar. Să bage un pic în dosar? Că, când a băgat, că a băgat o doamnă a să bage... Măcar un pic! Și până la urmă, vezi, dintr-o dată a zis, justiția independentă a zis, băi, tată, stai să vezi că de fapt e despre Udrea, mă. Da. Bă, dar ce greu a fost de probat până acum și dintr-o dată, ce ușor e. În toate dosarele astea, în același timp, e aproape ca orgasmul. Simultan. Este extraordinar, domne. E o reușită. Bun, ne spunem, ce crezi tu că se întâmplă acum la DNA? Domnule, eu cred că la DNA se face justiție. Deci eu cred că acum cohorte de procurori stau aplecați deasupra probelor și... Cine ce a zis în studio? Că am auzit ceva... N-a zis nimeni nimic. Insidios. Râde lumea. Deci cohorte de procurori acum am super profesioniști. Stau pe probe și le analizează pe mărturii, pe cutare și doamna Udrea explică, arată. Deci se face doar justiție. Asta înseamnă să facă justiție riguros. Extraordinar. Am un sentiment așa de plinătate cetățenească văzând cum lucrează, cum sunt extraordinar. Bravo. Adică așa, da. Și dacă nu dă nicio declarație? Cine, doamna Udrea? L-am auzit pe domnul Chiciu, ceea ce e corect, adică având în vedere viața și activitatea doamnei Udrea, care întotdeauna a fost prietenă cu Chiciu. E normal să aibă și un avocat pe care să-l cheme ca atare, adică mie mi se pare că e aproape o mărturisire, o cum îi spune, nu? Așa, deci domnul avocat Chiciu a zis că, domnule, apărarea, deci el, cum ar veni, că el joacă în apărare acum, a jucat la atac când era la DNA. Acum nu mai e la DNA, joacă în apărare. Perfect. Deci e catenaciu așa. Și a zis că apărarea nu o să facă niciun fel de comentariu public, pentru că justiția, pentru că... Deci eu sunt foarte mare fan cum o duduie doamna Udrea, care ne spune că justiția e coordonată, controlată și comandată de Coldea, este de fapt independentă și are încredere în ea. Nu e tare? Adică justiția pe o stradă largă, îngustă, se ducea un om venind și în tăcerea lui profundă l-auzeam bolborosind. Știi că s-a dus un personaj care seamănă cu Iri un pic și mai mult cu Lis. S-a dus astăzi la parchet cu pizza. Și ai văzut asta? Da! Ai văzut? Da! Hey, asta este, da. De fapt, ne-am dat seama de ce... L-o fi căutat pe sârbu? Nu, că dacă îl căuta pe sârbu se ducea cu rahat.
Că la cât au mâncat Rahat ăștia din trustul lui Sârbu în legătură cu dosarul lui Voiculescu, clar cu Rahat trebuia să se ducă. Turcesc, deci nu la asta te referi, la Turkish Delight. Da, ăsta, da. Da, la ce? Da, normal. Eu trebuie să mă asigur că am înțeles Rahat, corect la Rahat Turcescu. Ce spun invitații mei. Da, da, la Rahat Turcescu, mă refer. Așa, și s-a dus deci ăsta decrepitul la DNA, așa. Și acum mi-am dat seama ce însemna gestul ăla, prietene. Prietenă, aia, aseara a Ludrei. Deci era semnul despre Andrei Gheorghe. Ăsta cu nă, adică știu ce ai făcut aseară. Inspiratule. E foarte inspirat, nu? Îl chema. Gestul lui Gheorghe. Da, 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 da. Se duce cu și el a înțeles la gestul și s-a dus cu pizza. Și da, a reacționat, a zis, mă cheamă, mă cheamă, deci da, mă duc, mă duc. Da, dar e posibil că dacă, de exemplu, mergea cu Rahat la parchet, e foarte posibil să-l fi mâncat pe tău pe drum și nu mai ajungea cu nimic, știți? Asta e posibil și asta, că dai seama, obiceiurile... Era pudra de deasupra. Obiceiurile vechi mor greu. Mulțumesc foarte mult, Mircea. Auzi, că... da, uite o întrebare pentru ăștia. Pizza ăștia se poate trage pe nas? Numai dacă are piper deasupra. Dacă are și iarbă. Depinde, vezi, asta e. La un moment dat circula și o glumă că pe stadionul național nu mai e iarbă că a fumat-o Gheorghe pe toate. În sfârșit. Mircea, bine, te rog să ne oprim. Mulțumesc foarte mult și aș vrea să ne...